Circulația mijloacelor de transport în comun va fi deviată, iar mai multe străzi vor fi închise la Timișoara. Duminică 12 mai, în intervalul orar 8.30-14, va avea loc evenimentul sportiv Timoușă în Timișoara se mișcă. Circulația rutieră va fi închisă pe sectorul cuprins între bulevardul Ion Brătianu, strada 20 decembrie 1989, bulevardul Vasile Pârvan, bulevardul Corneliu Coposu, splaiul Nistrului, strada Pestaloții. Circulația mijloacelor de transport în comun în zonă va fi deviată după cum urmează. Trolei buzele liniei 16 vor circula pe tronsonul cuprins între Poșta Mare și Complexul Studențesc pe ambele sensuri de deplasare pe traseul liniei 15. Autobuzele liniei E8 între Ciclop și Piața Nicolae Bălcescu vor circula pe ambele sensuri de deplasare pe traseul Strada Iepurelui, Strada Ștefan cel Mare, Bulevardul Eroilor de la Tisa, Bulevardul Victor Babeș, Bulevardul Mihai Viteazu, Piața Nicolae Bălcescu. Autobuzele liniilor M37, M51 și Express 7 vor circula pe ambele sensuri de deplasare pe traseul Strada Traian Grozăvescu, Bulevardul Mihai Eminescu, Strada Michelangelo, Strada Cluj pentru sensul spre Calea Girocului, Aleea Fecerii Pensia pentru retur, Bulevardul Victor Babeș, Bulevardul Mihai Viteazu, Splaiul Tudor Vladimirescu și în continuare pe traseele cunoscute. Autobuzele liniei Express 3 între Complexul Studențesc și Gara de Nord vor circula pe traseul traseul spre Gara de Nord, pe Aleea Fecerii Pensia, Bulevardul Eroilor de la Tisa, Bulevardul Victor Babeș, Bulevardul Mihai Viteazul, Splaiul Tudor Vladimirescu și în continuare pe traseul cunoscut. Pentru traseul spre strada Apicultorilor Retur va urma traseul Bulevardul Regele Ferdinand I, Bulevardul Mihai Viteazul, Bulevardul Victor Babeș, Strada Cluj și în continuare pe traseul cunoscut. Autobuzul liniei 21 între Ciclop și Poșta Mare va circula pe traseul spre Poșta Mare, după cum urmează, strada Iepurelui, strada Ștefan cel Mare, bulevardul Eroilor de la Tisa, alea Fecerii Pensia, strada Michelangelo, bulevardul Ion Ișebrătianu, strada Traian Grozăvescu. Traseul de retur va fi strada Traian Grozăvescu, bulevardul Mihai Eminescu, strada Michelangelo, strada Cluj, bulevardul Eroilor de la Tisa, strada Ștefan cel Mare, strada Iepurelui și în continuare pe traseul cunoscut. Transmit reprezentanții STPT.